It's a beautiful morning. I came all the way from England to see the sun. And I think I brought the clouds with me. But the sun is out. And it's beautiful. Yes. And you are beautiful. Ever since I have been to this church, it has been on my mind. De când am fost aici în biserică, mă tot gândesc la voi, la biserica asta. Because there is blessing in this church. Pentru că este binecuvântare în biserica asta. Amen. There is. Este. I bring you greetings from my church. Vă aduc salutări de la biserica mea din Anglia. God is moving in extremely mysterious ways and wonderful ways in the Muslim world. Dumnezeu se mișcă în moduri misterioase și frumoase în lumea musulmană. And especially in the country of Iran. Și în mod special în Iran. Where the Lord is visiting people and calling people. Unde Domnul vizitează și cheamă oameni. From places where not a single Christian set a foot. El îi vizitează în locuri în care nici un creștin niciodată n-a pus piciorul. He is appearing to people. Le apare oamenilor. He is talking. Le vorbește. Hallelujah. And this is what we need in this church. Și de asta avem nevoie și în biserica asta. We need not the presence of the Spirit in such a way that He will teach us, that He will remind us, that He will counsel us, that He will give us wisdom. Avem nevoie de prezența Duhului într-un asemenea mod încât El să ne învețe, să ne reamintească, să ne sfătuiască. Today I want to speak to you about serious expectations. Și astăzi vreau să vă vorbesc despre așteptări serioase. Especially in the spiritual realm. În mod special în domeniul spiritual. You know, we run our life constantly looking forward. Știți că noi ne conducem viețile uitându-ne în mod constant înainte. We are constantly expecting this and this and this to happen in our life as we go along. Ne așteptăm în mod constant să se întâmple anumite lucruri în viața noastră pe măsură ce se derulează. But my friends, if you want to see the Lord. Dar prietenii mei, dacă vreți să vedeți pe Domnul. Look back. Uitați-vă în spate. That's where you'll see His footsteps. Acolo veți vedea urmele pașilor. That's where you will know where He has been with you. Acolo veți ști unde a fost cu voi. And that is where you know where He brought you from and where He is intending to take you. Și uitându-vă în spate veți vedea de unde v-a scos și unde vrea să vă ducă. There are some people. Sunt unii oameni. They have ceased to expect. Care au încetat să mai aștepte. Maybe some of us are like that. Poate că și unii dintre noi suntem așa. We have ceased to expect regarding, for example, our marriage. Am încetat să mai avem așteptări, de exemplu, cu privire la căsătoria noastră. We have ceased to expect about our economic condition. Am încetat să mai avem așteptări referitor la condiția economică. About our future, about our health, our children. La viitorul nostru, la sănătate, la copiii noștri. Well, this morning I want to encourage you very strongly. În dimineața aceasta vreau să vă încurajez foarte puternic. To lift up your eyes and trust God for great things. Să vă ridicați ochii și să vă încredeți în Dumnezeu pentru lucruri mărețe. But I want to talk about some of the reasons. Dar vreau să vorbesc despre unele motive. Why people have become unexpected. De ce au devenit oamenii, de ce nu mai așteaptă oamenii? Or lowered their expectations. Sau de ce și-au scăzut așteptările. The first thing is that we stop expecting. Am încetat să ne așteptăm to the wrong people. Pentru că ascultăm de oameni pe care n-ar trebui să ascultăm. Let me give you an example. Să vă dau un exemplu. In Numbers 13. În numer 13. 1 and 2, the Lord says. 1 și 2, Domnul spune. Actually, the Lord spoke to Moses saying. De fapt, Domnul a vorbit lui Moise. Send men to spy out the land of Canaan. Trimite oameni să-i scolească țara Canaanului. Which I am giving to the children of Israel. Pe care o dau copiilor lui Israel. From each tribe of their fathers. Din fiecare seminție a părinților lor. You shall send a man. Să trimiți un om. Every single one of them a leader among his people. Tot să fie dintre fruntașii lor.
gave them the great and precious promise. Dumnezeu le-a dat promisiunea măreață și prețioasă. When he said to them, în care le-a spus, I am giving you the land. Eu vă dau vouă pământul. He had previously told Moses, el îi spusese înainte lui Moise, wherever the sole of your foot treads, oriunde va călca talpa a piciorului tău, I have given it to you. Ți-am dat acel pământ. He told the children of Israel, și le-a spus copiilor lui Israel, I am going there before you. Merg acolo înaintea voastră. And I'm going to drive out the inhabitants of the land. Și voi scoate afară pe cei care locuiesc acum în țară. Now that was a great promise. Asta era o promisiune mare. And the people were excited. Și oamenii erau entuziasmați. They had seen the miracles that took place in the land of Egypt. Miracolele pe care Dumnezeu le-a făcut în Egipt. They had watched the Red Sea part. Au văzut Marea Roșie desfăcându-se. And they walked on dry land into safety. Și ei au mers pe pământ uscat în siguranță. Now they are on the border of the promised land. Acum ei sunt la granița țării promise. Waiting to enter. Și așteaptă să intre. And the spies were going to go in to see what it is all about. Iar scoadele urmau să intre în țară să vadă despre ce e vorba. Keep it in mind that God had already promised. Țineți minte că Dumnezeu deja promisese. He said, I'm giving it to you. A spus, vă dau vouă țara. I'm going to drive the people out of it. Voi scoate oamenii din ea. But when the spies came back, dar când s-au întors scoadele, only two of them, Joshua and Caleb, doar două dintre ele, Iosua și Caleb, they basically said, ei au spus în esență, let's go up at once. Haideți să mergem de îndată. And possess the land. Și să luăm în posesiune țara. Materialize God's promise. Cu alte cuvinte, să facem să vină în ființă promisiunea lui Dumnezeu. And then they continue to say, look, the strength of those people, in other words, the courage and the will to resist us, is gone. Has departed from these people. Și ei au mai spus, uitați, curajul acelor oameni, de fapt, dorința lor de a ni se opune nouă, a plecat, nu, ei nu mai aveau curaj. They said, let us go up and possess, take possession of God's promise, spus, of the land. Haideți să intrăm, să luăm în posesie țara, promisiunea lui Dumnezeu. Because with God we are well able to overcome it and take it. Pentru că împreună cu Dumnezeu suntem în stare să îi biruim și să luăm țara. The Lord is with us. Do not be afraid. They Dumnezeu said to the este people. Cu noi. Nu vă temeți, au spus ei poporului. But then the other 10 spies had something else to say. Dar celelalte 10 scoade aveau altceva de spus. In Numbers 13:31-32. În Numeri 13 de la 31 la 32. It tells us but the men who had gone up with him. Ne spun despre bărbații care au mers împreună cu ei. They said, we are not able to go against the people. Care au spus, nu putem să ne suim împotriva poporului acestuia. Because they are stronger than us. Deci este mai tare decât noi. They gave the children of Israel a bad report of the land. Au dat un raport rău, nepotrivit copilului lui Israel referitor la țară. They said, they are stronger than we. Le-au spus, ei sunt mai puternici decât noi. And they said that the land through which we had gone as spies. Și a spus, țara prin care noi am trecut are iscoade. It's a land that devours its people. Este un pământ care își devorează locuitorii, care își mănâncă locuitorii. In other words, what they are saying to the people, it is not a land of milk and honey. Cu alte cuvinte, le-au spus oamenilor, nu este o țară în care curge lapte și miere. As the Lord had told us. După cum ne spusese Domnul. But it's a harsh and cruel land that destroys those who live in it. Și este un tărâm dur și care distruge pe cei care trăiesc acolo. And then they continued to say, but its inhabitants. Și au continuat să spună că locuitorii acelei țări. And all the people whom we saw in it are men of great stature. Și toți oamenii pe care i-am văzut acolo sunt oameni foarte înalți, de statură înaltă. And they went on to talk about giants that they saw in the land. Au continuat să vorbească despre giganții pe care i-au văzut în țară. What I want you to concentrate is the effect of what these men have done. Și vreau să ne concentrăm la efectul pe care l-au avut acești oameni. In Numbers 14 verses 1 to 3. În Numeri 14 de la 1 la 3. We see that all the people. Vedem că toți oamenii. All the congregation. Toată congregația. They lifted up their voice and cried. Și-au ridicat glasurile și au strigat.
And the people wept the whole night. Se plângă toată noaptea aceea. And all the children of Israel complained against Moses and Aaron. Și toți copiii lui Israel au cântit împotriva lui Moise și Aaron. And they said to them, și le-au spus, if we only had died in the land of Egypt. De ce nu am fi murit noi în țara Egiptului? If we only had died in this wilderness. Sau de ce nu am fi murit în pustiul acesta? Why has the Lord brought us to this land to fall by the sword? Pentru ce ne aduce Domnul în țara aceasta în care vom cădea uciși de sabie? That our wives and children should become victims. Iar nevestele noastre și copilașii noștri vor fi deja. Wouldn't it have been better for us to return to Egypt? Nu este oare mai bine pentru noi să ne întoarcem în Egipt? They started wanting to select a leader to take them back to Egypt. Și au început să-și caute între ei un lider care să-i ducă înapoi în Egipt. Joshua intervened. Iosua a intervenit. He said, no, you cannot do this. Și a spus, nu, nu puteți face asta. They started collecting stones to throw at him. Au început să strângă pietre ca să arunce în el. In other words, to stone him to death. Cu alte cuvinte, vreau să-l ucidă cu pietră. The Lord looks at this. Dumnezeu se uită la asta. And he replies. Și îl răspunde. To the spirit that is in them. Răspunde Duhului de pe acel. And he says they shall not see the light. Și spune că ei nu vor vedea. Of which I swore to their fathers. Pe care am jurat părinților lor. Nor shall any of those who rejected see it. Și niciunul dintre cei care m-au respins nu vor vedea acea țară. I will bring into the land only the two, Joshua and Caleb. Doar cei doi vor intra în țară, Iosua și Caleb. Because they have a different spirit in them. Pentru că ei au un alt duh în ei. They shall certainly see the land. Ei cu siguranță vor vedea țara. Which I swore to their fathers. Pe care am jurat-o părinților. But none of those who rejected me. Dar niciunul dintre cei care m-au respins. What kind of a spirit is in us? Ce fel de duh este în noi? Joshua Caleb had a different spirit. Iosua și Caleb au avut than the rest of the congregation. Decât restul congregației. It was a spirit that said, yes, I trust the Lord. Era un duh care spunea da, mă încred în Domnul. No matter the circumstances. Indiferent de circumstanță. And God said, those who are going in. Și Dumnezeu a spus, aceștia vor intra. And the others are not. Iar ceilalți nu. 40 years later. 40 de ani mai târziu. Joshua in chapter 14. Iosua în capitolul 14. Here we find all the generation had died in the wilderness. Aici vedem că toate generațiile au murit în săpăție. None of them made it. In except Joshua and Caleb. Niciunul n-a intrat cu excepția lui Iosua și Caleb. They all died. Toți au murit. And they died going round and round the presence of God. Și au murit învârtindu-se în jurul prezenței lui Dumnezeu. But they never entered his presence. Dar nu au intrat niciodată în prezența lui. They constantly had sent God, Moses to God. În mod constant ei îl trimiteau pe Moise la Dumnezeu. And they said to Moses, you go. Și spuneau lui Moise, du-te tu. You find out what God wants us to do. Află tu ce vrea Domnul să facem. And we will do it. Și noi vom face. But when Moses came back and told them. Dar când s-a întors Moise și le-a spus. They started saying, well, how do we know it is from God and not from Moses? Au început să spună, dar cum știm că ceea ce spui e de la Dumnezeu și nu de la tine, Moise? And that's exactly what we do with our pastors. Și exact asta facem și noi cu păstorii noștri. God wants to speak to us. Dumnezeu vrea să ne vorbească. You go find out. Tell us. You read the Bible. Tell us. We will do it. Nu, du-te tu și află ce vrea Domnul. Du-te tu și citește Biblia și spune-ne. God wants to speak to you. Why push him away? Dumnezeu vrea să-ți vorbească ție. De ce îl împingi? Your pastor is there to serve. Fine. Pastorul este aici ca să slujească. Așa e. But God wants to speak to you. You want to repeat the Israelites. You want to go 40 years in the wilderness. Dumnezeu vrea să-ți vorbească ție. Tu vrei să repeți experiența israeliților, să te plimbi 40 de ani prin pustiu? They, 40 years later, were ready to go in to experience God's presence. Ei, 40 de ani mai târziu, erau pregătiți să intre și să experimenteze prezența lui Dumnezeu. In the book of Joshua, chapter 14, verse 7, în Iosua 14:7, we have Caleb and Joshua
talking together. Îi vedem pe Caleb și Iosua vorbind. And Caleb says to Joshua, și Caleb îi spune lui Iosua, do you remember I was 40 years old when Moses, the servant of God, sent me to spy the land? Țin minte, eram în vârstă de 40 de ani când m-a trimis Moise, robul Domnului, din Cades Barnea să-i scodesc țara. And I brought him back the word as it was on my heart, in my heart. Și am adus știrea așa cum îmi spunea inima mea. Nevertheless, my brethren who went with me made the heart of the people melt. Frații mei care se suiseră împreună cu mine au tăiat inima poporului. But I followed the Lord my God completely. Dar eu am urmat în totul calea Domnului Dumnezeului meu. The whole congregation listened to the 10. Întreaga congregație a ascultat pe cei 10. Instead of Joshua and Caleb. În loc să asculte pe Iosua și Caleb. And they were discouraged in their heart. Și au fost descurajați în inimile lor. They stopped to expect. S-au oprit de la mai avea așteptări. Their hearts were melted. Inimile lor s-au înmuiat. There are walled cities. They were told. Sunt cetăți cu ziduri, li s-a spus. The people are strong. Oamenii sunt puternici. There are giants. Sunt giganți. They are bigger than we are. Sunt mai mari decât suntem noi. They are stronger than we are. Sunt mai puternici. It was all true. Totul era adevărat. But it was contrary to what God had promised. Dar era contrar a ceea ce promisese Dumnezeu. That's what logic does. Asta ne face logica. You see logic and you forget God. Vezi, te uiți la logică și uiți de Dumnezeu. My friends, this scenario, this scene happens to many of us today. Acest scenariu ne se întâmplă multor dintre noi astăzi. When we go to people and listen to people whom we consider are wise in the ways of the world. Când mergem la oameni pe care noi considerăm că sunt deștepți în felul lumii și ascultăm. They have much head knowledge about the world. Au multă cunoștință la nivel de minte referitor la lume. But little experience of the spirit and the ways of God. Dar puțină experiență în domeniul spiritual și a căilor lui Dumnezeu. My friends, there is no problem in the world that is bigger than God. Prietenii mei, nu este nicio problemă în lume care să fie mai mare decât Dumnezeu. But what happens is that we concentrate so much about our problems. Dar ceea ce se întâmplă este că ne concentrăm așa de mult pe problemele noastre. That we lift them up higher and higher and higher, and to a certain point they become stronger and greater than God. Încât tot uităm la ele și le ridicăm din ce în ce mai mult și ele ajung mai mari și mai puternice decât Dumnezeu. And if they become greater than God, you have made your problems God. Și dacă ele au ajuns să devină mai mari decât Dumnezeu, tu ți-ai făcut din ele un Dumnezeu. Your problems have become your idol. Problemele tale au devenit idolul tău. And your idol terrorizes you. Și idolul tău te terorizează. God does not do that. Dumnezeu nu face asta. My brother here was speaking about the love of God in his opening statements. Fratele meu aici vorbea la început despre dragostea lui Dumnezeu. God does not terrorize. Dumnezeu nu terorizează. And when we become like that, și când noi devenim așa, we begin to go around telling others and telling people about how big our problems are. Mergem din loc în loc și le spunem oamenilor despre cât de mari ne sunt problemele. Why don't you stop for a minute? De ce nu te oprești un moment? And turn around. Și să te întorci. And tell your problems how great your God is. Și să le spui problemelor tale cât de mare e Dumnezeul tău. The more you explain to your problems how great your God is. Cu cât le explici mai mult problemelor tale cât de mare e Dumnezeul tău. Very fast they become smaller and smaller and smaller. Foarte repede ele devin mai mici, mai mici, din ce în ce mai mici. What the people did? Ceea ce au făcut poporul. Made God very angry because they made him to be a liar. L-a înfuriat foarte tare pe Dumnezeu pentru că practic i-au spus că e un mincinos. By disregarding his promise. Ne luând în considerare promisiunea lui. They decided that their thinking ability was greater than God's. Ei au hotărât că abilitățile lor cognitive, they were being realistic, they were being logical, but God was not. Ei erau cei realiști, cei logici, dar nu Dumnezeu. And look what God says to Moses in Numbers 14. Și uitați ce spune Dumnezeu lui Moise în Numeri 14. How long shall I bear with this evil congregation?
cât să mai suport, să mai sufăr neamul acesta. Who complain against me all the time. Care cârtește împotriva mea tot timpul. And then he said, I have heard their complaints. Și după aceea spune, am auzit cârtele lor, plângerile lor. I have heard the children of Israel complaints against me. Am auzit plângerile copiilor lui Israel împotriva mea. And he says to Moses, say this to them. Și le spune lui Moise, spune-le asta. As I live, in other words, the Lord is taking an oath. El, Dumnezeu spune așa, mă jur pe mine. As I live, says the Lord. Just as you have spoken in my hearing. Așa cum eu sunt viu, așa cum tu ai vorbit în auzul urechilor mele. So I will do to you. Așa vă voi face și eu vouă. In other words, what God is saying, I'll do to you what you have uttered, what you have said. Cu alte cuvinte, Dumnezeu spune, vă voi face ceea ce ați spus voi. My brothers and sisters, guard your tongue. Frații și surorile mele, păziți-vă limba. And what you say. Și ceea ce spuneți. And the oath of the Lord was this. Și jurământul Domnului a fost acesta. The carcasses of you who have complained against me. Leșurile voastre care v-ați plâns împotriva mea. Shall fall in this wilderness. Vor cădea în pustia asta. Except for Caleb and Joshua. Cu excepția lui Iosua și Caleb. You shall never enter into my promises. Voi nu veți intra niciodată în promisiunile mele. I will not allow you to enter the land which I swore I will give to your fathers. Nu vă voi permite să intrați într-o țară pe care am jurat că o voi da părinților voștri. What's more, which I swore also that you should live in it. In other words, God took an oath to us that you will live in my promises. Și cu alte cuvinte, Dumnezeu a făcut o promisiune că voi veți trăi în promisiunile mele, dar Dumnezeu le spune, nu veți mai intra. The 10 spies received in accordance to their expectation. Cele 10 iscoade i-au înșelat pe popor în funcție de așteptările lor, conform așteptărilor. And in accordance to what they said, they said it. Și poporul a vorbit conform ceea ce au spus iscoadelor. You know, many times I have been asked, how cruel is God to allow all the firstborn of Egypt to die when he passed the last plague on Pharaoh. De multe ori mi s-a spus cât de crud a fost Dumnezeu atunci când a permis ca primii născuți ai egiptenilor să moară. But when you read it again, you will find that it was Pharaoh who issued the commandment to kill all the firstborn of God's children. Dar când citiți din nou, veți vedea că faraonul este cel care a dat porunca să se omoare toți primii născuți ai lui Israel. God eventually returned to Pharaoh what he uttered. Dumnezeu până la urmă i-a rânduit faraonului să aibă parte de ceea ce el rostise. They made God a liar. Ei l-au făcut pe Dumnezeu mincinos. They decided that they knew better. Ei au hotărât că ei știau mai bine. The 10 spies, as I said, eventually received exactly what they have said. Cum spuneam, cele 10 iscoade până la urmă au primit exact ceea ce rostiseră. So it is very important that we keep control of what we say and how we say it. Așa că este foarte important să controlăm ceea ce spunem și cum spunem. Jesus said this. Iisus a spus asta. That out of the abundance of the heart, the mouth speaks. Din prisosul inimii vorbește gura. What you say all the time, in unguarded moments, gives you away. Ceea ce tu spui în momentul în care nu te controlezi, te dă de gol. Because my speech is a revelation of where my heart is. Pentru că vorbirea mea este o revelație a locului în care este inima mea. Stării inimii mele. It reveals my expectations. Și discursul meu revelează și așteptările mele. Are you just talking of walled cities? Vorbești tu de cetăți întărite? Are you just talking of giants in your life? Vorbești tu de uriașii din viața ta? And the strength of the enemy? Și de tăria inamicului? It doesn't matter if it's all true. Nu contează dacă e adevărat. Or have you been talking of the greatness of your God? Sau vorbești de măreția Dumnezeului tău? And what you can do based on his ability? Și despre ceea ce poți tu să faci bazându-te pe puterile lui? Even though it seems against
or contrary to the circumstances you are in. Chiar dacă pare a fi contrar circumstanțelor în care te găsești. Because that is what God is looking for. Pentru că asta caută Dumnezeu. That we lift up our expectations. Să ne ridicăm așteptările. Based on what He has promised. Bazându-ne pe promisiunile Lui. On and on what He can do. Și pe ceea ce El poate să facă. Not based on our present economy. Nu or condition. Nu bazându-ne pe economia noastră prezentă. Not based on our past experience. Sau pe experiențele trecute. Or our negative circumstances. Sau pe circumstanțele noastre negative. You know, when I came to Christ, when I first was saved. Când am fost mântuit, când m-am întors la Hristos. I was very excited. Eram foarte entuziasmat. And when I started reading the promises of God. Și când am început să citesc promisiunile lui Dumnezeu. I figured it was all true. Eu m-am gândit că toate sunt. And I was expecting God to do all these things. Și mă așteptam ca Dumnezeu să facă toate aceste lucruri. That He said He would do. Care El a zis că le va face. Well, it has been now more than 50 years that I've been walking with the Lord. Acum sunt mai mult de 50 de ani de când umblu cu Domnul. And it's not over yet. Și încă nu s-a terminat. But I am still as excited now as I was then. Dar sunt la fel de entuziasmat acum cum eram atunci. Maybe a little bit wiser. Poate un pic mai înțelept. People tell me, you know, you are telling the people that God heals. Oamenii îmi spun, știi, tu zici oamenilor că Dumnezeu vindecă. And they reproach me, they tell me it is not always true. Și îmi reproșează spunându-mi că nu e tot timpul așa. Their words used to shock me. Și cuvintele lor m-au șocat. Until I realized they were bringing their theology and their knowledge of God down to the level of their experience. M-au șocat cuvintele lor până mi-am dat seama că de fapt ei duseseră teologia lor la nivelul experiențelor și ceea ce știau despre Dumnezeu la nivelul experiențelor pe care le avuseseră. In other words, God may have promised and said He was going to drive out the inhabitants of the land and that we were going to possess it. Cu alte cuvinte, Dumnezeu promisese că El va scoate afară locuitorii pământului și că noi vom intra în posesia lor. But we know better because there are giants and there are big cities and there are walled cities and there are castles. Noi știm mai bine, ne pricepem mai bine, pentru că de fapt acolo sunt cetăți întărite și uriași și castele. But let me also tell you this. Da, să vă spun și acest lucru. I do not know anybody amongst all my acquaintances. Nu știu pe nimeni dintre cunoștințele mele. Who is perfect in faith. Care e perfect în credință. But I do hope that we are trying hard to bring our experience to the level of God's promises. Dar sper că ne străduim să ne aducem nivelul nostru de experiență la promisiunile lui Dumnezeu. And not doing the opposite. Și să nu facem invers. By bringing God's promises to the level of our experience. Aducând promisiunile lui Dumnezeu la nivelul experienței noastre. There is a lot of things that we do not know. Sunt multe lucruri pe care nu le cunoaștem. Because we see through a glass darkly. Pentru că noi vedem printr-un panou. We are learning. Noi învățăm. We are in the process. Suntem în proces. Sometimes we do not have all the pieces yet. Câteodată nu avem toate bucățile puzzle-ului. But we are trying. Dar ne dăm silința. And just because I have not experienced the fullness of something yet. Și doar pentru că încă nu am experimentat plinătatea unui lucru încă. It doesn't mean that God's will or God's plan is wrong. Asta nu înseamnă că voia sau planul lui Dumnezeu este greșit. It means there is room for me to grow. Înseamnă doar că mai este loc ca eu să cresc. I need to look at this positively, not negative. Trebuie să privesc acest lucru din punct de vedere pozitiv, nu negativ. It means that I can draw closer to God. Înseamnă că pot să mă apropii și mai tare de Dumnezeu. It means that I can get rid of some of the stuff I do not need in my head. Înseamnă că pot să scap de unele lucruri din capul meu de care nu am nevoie. As well as deal with some attitudes. Și să mă ocup de unele atitudini. And learn a bit more. Și să învăț mai mult. And have a bigger love. Și să am o dragoste mai mare. It just means that I am growing. Înseamnă pur și simplu că cresc. I am not going to make my theology consistent with my experience. Nu am să-mi creez teologia mea după experiențele pe care le-am avut. My theology is my knowledge of God. Teologia mea este cunoștința mea despre Domnul. I will not put God in a mold. Nu-l voi pune pe Dumnezeu. And the mold would be the level and the limitations of my experience. Nu-l voi pune pe Dumnezeu într-o formă și forma aceea fiind forma experiențelor mele. This is what we do. Asta e ceea ce facem.
This is what the world does to us. Asta ne face și lumea nouă. You know when the Bible tells us do not conform but be transformed. Știți când ne spune Biblia să nu ne conformăm lumii acesteia, să fim transformați. It means that the world puts us in a mold. Înseamnă că lumea ne pune într-un tipar. And presses that. Și ne apasă în acea formă. And we all come out the same. Și toți ieșim with our identici. Experience and our attitudes. Experiența și cu atitudinea noastră. We see so much evil that we begin to fear evil than love God. Vedem așa de mult rău încât începem să simțim rău în loc să iubim pe Dumnezeu. Look at religion. Most religions are trying to put away evil rather than love God. Uitați-vă la religii. Cele mai multe religii încearcă să scape de rău în loc să iubească pe Dumnezeu. It's very easy anywhere you walk in the street. Ask any person and they will give you so many superstitions. E foarte ușor. Dacă ești pe stradă, întrebi pe oricine și îți va spune foarte multe superstiții. So I need to allow my knowledge of God to be made by me coming in His presence. Așa că eu trebuie să îmi formez cunoașterea mea a Domnului prin venirea în prezența Lui. By going to His Word. Prin cuvântul Lui. If I do not do that, dacă eu nu fac asta, I will end up going like the Israelites, round and round God, but never be in His presence. Voi ajunge ca și israeliții să mă învârt în jurul prezenței lui Dumnezeu, dar niciodată în prezența Lui. And when that happens, și când se întâmplă asta, I will know all of God's promises. Atunci toate promisiunile lui Dumnezeu. But I will not materialize a single one. Le voi fi cunoscut, dar niciuna nu va fi venit în ființă. Because I will try to bring God to my experience, not rise up to His experience. Pentru că eu practic încerc să-L aduc pe Dumnezeu în experiența mea, în loc să mă ridic eu la nivelul Dumnezeu. We need to be very careful of the crowd mentality. Așa că trebuie să ne ferim de mentalitatea de turmă. Because there can be a very strong negative reaction that will suck us in with the crowd. Pentru că poate exista o reacție negativă foarte puternică care să ne absorbă. The 10 spies said, no, we cannot do it. Cele 10 spate au zis, nu, nu putem să facem asta, să mai putem. And the whole assembly started saying, oh, would to God that we had died in the wilderness. Și toată adunarea a început să spună, oh, de ce nu am murit noi în pustie? They said, oh, we believe what God said. Ei ziceau, credem ce zice Dumnezeu. The power of the crowd, my friends, is stronger than most people believe it is. Să știți, prietenii mei, că puterea turmei a oamenilor este mult mai mare. In Numbers chapter 11, the Israelites started whining. În Numeri 11, israeliții au început să se plângă. And they were saying, oh, for the leeks, the onions, the fish that we had in Egypt. Și vorbeau de legumele, zarzavaturile și peștii pe care îi mâncau în Egipt. They began to turn their hearts back towards Egypt. Au început să-și întoarcă inimile înapoi în Egipt. And they started saying, this stupid bread that God gives us. Și au început să spună, oh, pâinea asta proastă pe care ne-a dat Dumnezeu. Manna for breakfast, manna for lunch, manna for dinner. Manna dimineață, manna la prânz, manna seara. Oh, if only we could have some garlic. Oh, dar am putea să luăm un pic de usturoi. And leaves. Și verzituri. It became a crowd mentality. Devenise o mentalitate a turmei. And the whole nation was caught up in it. Și întreaga națiune a fost prinsă în această mentalitate. And it turned their hearts away from what God had them do. Și le-a întors inimile de la ceea ce vrea Domnul ca ei să facă. Back to the bondage of Egypt they wanted to go. Ei au vrut să se întoarcă înapoi în sclavia din Egipt. God was leading them into liberty and abundance. Dumnezeu îi conducea spre libertate și abundență. But they reached the stage where they preferred the slavery of Egypt. Dar ei au ajuns în faza în care au preferat sclavia Egiptului. For the sake of a change in their diet. De dragul unei schimbări din dieta lor. What a price to pay. Ce preț de plătit. Is that what you want? Asta vrei? Egypt is the world. Egiptul e lumea. You can desire it and go back to it. Poți să-l dorești și poți să te întorci la el.
But when you do that, you have to turn your back to God. Dar când faci asta, va trebui să te întorci cu spatele la Dumnezeu. This attitude is in us. Atitudinea asta este în noi. And what it is saying is this. Și ceea ce spune e asta. The same every day. Mana, 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 mana. Același lucru în fiecare zi. Mana, mana, mana. The same food. Aceeași mâncare. The same partner in my life. Același partener în viața mea. The same person I have to live with. Cu aceeași persoană trebuie să trăiesc. The same situation I have to deal with. Aceeași situație cu care trebuie să mă confrunt. I am bored. M-am plictisit. I need change. Vreau schimbare. I need excitement. Vreau ceva. I need entertainment. Vreau ceva să mă distreze. And so on. Și așa mai departe. And each one of these. Și fiecare din acestea. Is a step downwards. E un pas pe un drum care merge în jos. And then we open the door. După care deschidem ușa. And welcomes him in. Și spunem păcatului fie binevenit. We begin to look for other partners. We need to look for time to be away from God. I am so bored. I am so fed up with all of this. Începem să ne căutăm alți parteneri, începem să căutăm alte lucruri de făcut, numai să nu stăm lângă Dumnezeu. O să așa de plictisit, așa de nu mai pot. All because you want a change, and the change that you want is back to your memories. Și doar, not forward, backwards. Doar pentru că tu îți dorești o schimbare și, de fapt, schimbarea asta nu e înainte, ci înapoi, spre amintirile tale. You know, Paul was in the city of Ephesus. Știți că Pavel era în Efes? There was a man by the name of Demetrius. He was a silversmith, working with silver. Era un argintar pe nume Dimitris. And he stirred up the people. Care a ambalat lumea. And soon the whole city was in turmoil. Și în curând toată cetatea fierbea. And they all ran into the amphitheater. Și toți au alergat în amfiteatru. And everyone was shouting something. Și fiecare striga câte ceva. Some were shouting this, some were shouting another thing. Unii strigau una, unii strigau alta. Now all of a sudden somebody started shouting. Și dintr-o dată cineva a început să strige. Great is Diana of the Ephesians. Mare este Diana Efesenilor. Then the Bible tells us for 2 hours everybody was shouting. Great is Diana, the goddess of Ephesus. După care Biblia ne spune că timp de 2 ore toată lumea a strigat, mare este Diana, zeița Efesului. They all got caught up in the crowd. Be careful, my friend. Toți au fost prinși de mentalitatea de turmă. Aveți grijă, prietenii mei. The crowd is not always right. Turma nu are tot timpul dreptate. It is stronger than you think. E mult mai puternică decât crezi. But I have told you also last time. V-am spus și data trecută. That one person with God is a majority. O persoană cu Dumnezeu e majoritate. Crowd or no crowd. Turmă sau fără turmă. You and God. Tu și Dumnezeu. Are greater. Sunteți mai tari. Amin. We read an interesting story in Galatians. În Galateni citim o poveste interesantă. That about Peter in Antioch. Despre Petre în Antiohia. He was eating and having fellowship with the Gentiles and so on. El mânca și avea părtășie cu neamurile. Until a group of Jews come out of Jerusalem. Până când o grupare de evrei a venit în Ierusalim. They were believers. Erau credincioși. They were believers. But they claimed that you had to go through the circumcision and the law before you could become a believer. Ei erau credincioși, dar ei pretindeau că trebuie să treci prin circumcizie și prin să ții legea ca să poți să ajungi. But before that God had taken Peter to the house of the centurion. Dar înainte de asta Dumnezeu dusese pe Petru. And the Spirit came on them and they all talked in tongues and so on. And in Jerusalem they wanted to question him. What have you done? And he said, look, if the Spirit of God is coming, what can I do about it? What do you want me to do? Fight God? Duhul Sfânt venise acolo în casa centurionului și toată lumea a început să vorbească în limbi și cei de la Ierusalim au început să-l întrebe ce s-a întâmplat și Petru le spunea că dacă a venit. Dar la Antiohia, când au venit acești oameni, Peter turned. Petre s-a întors. He said, I don't know these people. A spus, nu-i cunosc pe oamenii ăștia. In other words, hypocrisy jumped out. Cu alte cuvinte, a ieșit de aivale ipocrizia. Because of the crowd mentality, so much so that even Barnabas was caught up in it. Datorită mentalității de turmă, care a ieșit de puternică, încât și Barnabas a fost prins. Later in Jerusalem. Mai târziu în Ierusalim. Paul rebuked Peter publicly. Pavel l-a mustrat pe Petru în mod public. In front of everybody. În fața tuturor.
I am just telling you this to show you the power of the crowd. Și vă spun asta doar ca să vă arăt puterea turmei. When we get caught in the mood and the opinion of the crowd. Când suntem prinși în mentalitate și opinia. Because each one of us has got to have the strength of character and attitude. Pentru că fiecare dintre noi trebuie să avem tăria de caracter și de atitudine. The strength of spirit that can say, God, I do not care. Puterea Duhului care spune, Doamne, mie nu-mi pasă. If my beliefs separate me from where I am. Dacă credințele mele, credința mea mă separă de locul în care sunt. And identify with him. Și mă identific cu tine. Lord, I am going to do your word. Doamne, eu voi împlini cuvântul tău. So who have you been listening? Așa că pe cine ați ascultat? My friends. Prietenii mei. Are they putting faith in you? Cei pe care ascultați vă zidesc credința? Or are they pulling faith out of you? Sau scot, dărâmă credința din voi? These things you have to know. Aceste lucruri voi trebuie să. These things you have to ask yourself. Aceste lucruri voi trebuie să vă întrebați despre ele. These things is when you face God, you may say, like Job, I heard about you, I knew about you, but now that I see you, I hate myself. Faceți cum a făcut Iov când ați față în față cu Dumnezeu, Doamne, știam despre tine, dar acum te cunosc. Be careful. Aveți grijă. The second thing about why people stop expecting. Al doilea motiv pentru care oamenii nu mai au așteptări. Is because we have wrong expectations. E pentru că avem așteptări greșite. In Psalm 62, 1 and 2 and verses 5 and 6, David says, truly my soul silently waits for God. În Psalmul 62, versetele 1, 2 și 5 și 6, David spune cu adevărat sufletul meu așteaptă în tăcere după Domnul. Because from him comes my salvation. Pentru că de la el vine mântuirea mea. He only is my rock, my salvation. Doar el este stânca și mântuirea mea. He is my defense. El este apărătorul meu. I shall not be greatly moved. Nici de cum nu mă voi clătina. My soul waits silently for God alone. Sufletul așteaptă în liniște pe Domnul singur. For my expectation is from him. Pentru că așteptările mele sunt de la el. He only is my rock and my salvation. Doar el este stânca și mântuirea mea. He is your salvation. El he is your deliverance. El este mântuirea ta, el este eliberarea ta. And he is your rescuer. Și el este salvatorul tău. Your expectation must be from him. Așteptările tale trebuie să fie de la el. But some people have their eyes on other people instead of on God. Dar unii oameni au ochii ațintiți spre alți oameni în loc să fie spre disappointed. Și după care sunt dezamăgiți. And discouraged. Și descurajați. When people fail. Când oamenii eșuează. My dear friends, at one time or another. Prieteni dragi, la un moment dat sau altul. To one degree or another. La un anumit nivel sau altul. All people fail. We all fail. Toți oamenii eșuează, toți eșuăm. Dăm greș. But that does not justify us saying that God fails. God never, ever fails. Dar asta nu ne îndreptățește să spunem că Dumnezeu eșuează, el niciodată nu dă greș. Let me give you another example of what happens in most marriages. Să vă dau un alt exemplu despre ce se întâmplă în majoritatea căsătoriilor. Frustration sets in between the spouses. Apare frustrarea între soți. They are not happy together. Nu mai sunt fericiți împreună. They are not happy separate. Nu sunt fericiți nici separat. They blame each other without stopping for one moment to think the problem could be me. Dau vina unul pe altul fără să se oprească un minut să se gândească că vina ar putea fi a lor. If they could go on their knees and pour their hearts before God. Dacă ar putea să meargă pe genunchi și să-și verse inimile înaintea lui Dumnezeu. The spirit would show them. Duhul ar arăta. That they have their expectations from each other. Că au așteptări față de celălalt. Instead of being on God. În loc să aibă așteptările față de Dumnezeu. So what happens is that they have been looking to each other. Și ceea ce se întâmplă este că s-au uitat la celălalt. To provide the things that only God can provide them with. Ca să le furnizeze lucruri pe care doar Dumnezeu le poate da. They want peace in their marriage. They want understanding in their marriage. They want love in their marriage. These are all from God. Vor pace, vor înțelegere, vor dragoste în căsătoria lor, dar doar Dumnezeu le poate da. But they expect it from each other and they are constantly in conflict. Și ei așteaptă, de fapt, lucrurile astea de la celălalt, de la partener și de aceea sunt mereu în conflict.
Why do we do that? De ce facem asta? Why isn't God in our house and in our homes and in our marriage and in our relationships? De ce nu este Dumnezeu în inima noastră și în casele noastre și în căsătoriile noastre și în relațiile noastre? Look at the world. It's only because we expect from each other that we are in conflict. Uitați-vă și în lume, doar pentru că avem așteptări de la celălalt, avem și conflicte. We need to have our expectation in God. Trebuie să avem așteptări de la Dumnezeu. Or we will be disappointed. Sau vom fi dezamăgiți. Look at Joshua. Uitați-vă la Iosua. God says to Joshua. Dumnezeu îi spune lui Iosua. Every place the sole of your foot will tread upon, I give to you. Fiecare loc în care va călca talpa piciorului tău, ți-l dau. As I said to Moses, I will. După cum i-am spus și lui Moise că voi face. No man shall be able to stand before you all the days of your life. Nimeni nu va putea să stea împotriva toate zilele vieții tale. As I was with Moses, I will be with you. Așa cum am fost cu Moise, voi fi și cu tine. I will not leave you. Nu te voi lăsa. I will not forsake you. Nu te voi părăsi. Remember this. Țineți minte asta. This is your promise. Asta e promisiunea voastră. The fact is, ideea este că that Moses himself did not enter the promised land. Chiar dacă Moise, el însuși nu a intrat în țara promisă. He had disobeyed God in one way or another. El nu l-a ascultat pe Dumnezeu într-un mod sau altul. And he never went in. Și nu a intrat în țara promisă. Now God is saying to Joshua. Acum Dumnezeu îi spune lui Iosua. All right, Joshua, as I was with Moses, I'm going to be with you. Okay, Joshua, așa cum am fost cu Moise, voi fi cu tine. Now, if Joshua had his eyes on Moses, if Moses was the standard of how he should be. Dacă Joshua ar fi avut ochii ascintiți spre Moise, Moise să fi fost standardul cum ar fi trebuit el să fie. Joshua would have been utterly discouraged. Joshua ar fi fost foarte descurajat. And would have no expectation of succeeding. Și nu ar fi avut nicio așteptare cum că ar putea avea succes. My dear, if David would have had his eyes on King Saul. Dragii mei, dacă David s-a uitat la regele Saul, who was the king before him, care era regele dinaintea lui, he would have had no expectation to succeed. N-ar fi avut nicio așteptare să biruiască. Especially as a king. În special ca rege. Because Saul had been God's choice. Pentru că Saul fusese alesul lui Dumnezeu. Saul went a bit crazy. Saul a nebunit un pic. And failed miserably. Și a eșuat în mod lamentabil. If David had his eyes on any other person except God, dacă David ar fi avut ochii ascintiți spre orice altă persoană, cu excepția lui Dumnezeu, he would have failed as king. Ar fi eșuat și el ca rege. Maybe you have your eyes, or had your eyes on someone that let you down badly. Poate că voi aveți sau ați avut ochii ascintiți spre cineva care v-a dezamăgit într-un mod. And somehow that has become a wedge, you know, what you put to separate things. A wedge between you and God. Și cumva asta a devenit ca un fel de levier care te desparte de Dumnezeu. Or as an excuse between you and God. In other words, where you say, God, you know, why did you do that? I'm not going to follow. In other words, there is that resistance to God because somebody has hurt you. Sau ca o scuză față de Dumnezeu. Spui, Dumnezeu, de ce ai făcut asta? De ce ai permis așa ceva? E ca o rezervă, o rezistență a ta împotriva lui Dumnezeu. The thing that will happen is that we will bring this. Ceea ce se va întâmpla este că vom aduce acest lucru. And we make that as something to resist God. In other words, we want God to explain to us why did he allow it, as if he is responsible to give us a wonderful kind of life. No problems, no pain, nothing. Și îl folosim pentru a ne împotrivi lui Dumnezeu și îl întrebăm, Doamne, de ce ai permis tu așa ceva, de parcă Dumnezeu ar fi dator să ne dea o viață fără probleme, fără dureri. Look at the sufferings. Dar, prieteni, uitați-vă la suferința of Jesus that we follow. Lui Iisus, acelui pe care îl urmăm. How come it is all right for him and it's not all right for me? Cum e ok pentru el și pentru noi nu? We have to answer that. Trebuie să răspundem la asta. Jesus did say we will have tribulation in the world. Iisus a spus că vom avea necazuri în lume. But at the same time he also said, do not worry, I have conquered the world. Dar în același timp a spus, nu vă temeți, eu am biruit lumea. We go down on our knees and pray for peace.
Lord, give me peace. Remove this problem away from me so that I can have rest. Mergem pe genunchi și spunem, Doamne, dă-mi pace, Doamne, îndepărtează problema asta ca să pot să am odihnă. But my dear friends, your peace is not that God removes your problems. Dar, dragii mei prieteni, pacea voastră nu stă în faptul că Dumnezeu îndepărtează problema. Your peace is that God is with you in the problem. Pacea voastră vine din faptul că Dumnezeu e cu voi în problemă. This is what he promised. Asta a promis el. When he said to his disciples, get in the boat, so we go to the other side. Când le-a spus ucenicilor, urcați în barcă să trecem marea. He did not say that we are going to sink and die in the middle. Nu a spus că ne vom scufunda la mijlocul mării. So when they got all panicked because of the storm, he said to them, you of little faith. Așa că atunci, don't you listen to me? Ei au început să se panicheze în mijlocul furtunii. El a spus, o puțin credincioșilor, dar nu mă ascultați? You know, it is no use. To say and keep your eyes on someone whom you think is very great and say that if they have not succeeded, what chance is there for me to succeed? Nu are rost să stai cu ochii pe cineva care e foarte mare și să spui că oare că respectivul nu a reușit, ce șansă am eu să reușesc? People will disappoint. Oamenii vor dezamăgi. God will not. Dumnezeu nu. Never had, never will. N-a făcut-o și nu va face niciodată. The third thing about this is that people stop expecting. Al treilea aspect este că oamenii nu mai au așteptări. Because of ignorance about the promises of God. Datorită ignoranței față de promisiunile lui Dumnezeu. In Isaiah chapter 5, God says. În Isaia 5, Domnul spune. That my people go into captivity because they have no knowledge. Oamenii mei merg în sclavie pentru că nu au cunoștință. They do not know my promises. Nu cunosc promisiunile mele. They do not know my word. Nu cunosc cuvântul meu. And they are in captivity therefore. Și sunt în robie de aceea. They are boxed in, surrounded in because of their lack of knowledge. Sunt închiși, restricționați datorită lipsei lor de cunoștință. I want to encourage you to start a love affair with your Bible. Vreau să vă încurajez să începeți o aventură cu Biblia voastră. And I am serious, a love affair with your Bible. Și vorbesc serios, o aventură de dragoste cu Biblia voastră. It is no use to put your Bible on the coffee table as a beautiful decoration. N-are rost să vă puneți Biblia pe măsuța de cafea doar așa ca obiect decorativ. The most important time for us is to read, as a matter of fact, is when we do not feel like reading it. Not when we feel like reading it. It's exactly when we do not feel like reading it that we need to read it. Cel mai important pentru noi este să citim atunci când nu avem chef să citim, nu atunci când avem chef. We are in a spiritual battle. Pentru că suntem într-o bătălie, într-un război spiritual. You are fighting an invisible enemy. Voi vă luptați cu un dușman invizibil. And don't think that he will come and fight with you face to face. Și să nu credeți că o să vină să lupte cu voi față în față. He will always choose somebody who is near you to make your life miserable. Va folosi pe cineva care e lângă tine ca să-ți facă viața. A stranger cannot make your life miserable. Un străin nu poate să-ți facă viața. But it is the people that he uses, and you think you are fighting flesh and blood because you trust the people. Dar sunt oamenii pe care le folosește și tu crezi că trebuie să lupți împotriva cărnii și sângelui pentru că tu te-ai încrezut în acei oameni. Behind the invisibility that he is, he does make your life miserable. Dar el fiind invizibil, el pe la spate îți face viața mizerabilă. We have an enemy that wants to keep us out. Avem un dușman care vrea să ne țină departe de promisiune. And what he wants to keep us out of? Și vrea să ne țină departe de? Is our Bible. De Biblie. That's what he wants us to keep us out. De asta vrea să ne țină despărțiți. Because this book can build us up. Pentru că această carte ne poate zidi. This book can give us an inheritance among those that are sanctified. Această carte ne poate da o moștenire între cei care sunt sfinți. So become familiar with the promises. Așa încât să cunoaștem promisiunile. They are to be understood. Ele trebuie înțelese. They are to be believed. Trebuie crezute. They are to be acted upon. Trebuie să acționeze. They are to be received and experienced. Trebuie să fie primite și experimentate. It's no use keeping it as a decoration. Nu are rost să o ții ca un decor. My friends, get it into your heart. Prietenii mei, puneți-o în inimă. The Bible declares in Proverbs 24. Biblia spune în Proverbe 24. That when the knowledge of his word comes to us, atunci când cunoștința acestui cuvânt vine la noi,
our expectation will not be cut off. Așteptările noastre nu vor fi zădărnicite. In conclusion, I just want to say this. În concluzie vreau să vă spun. I do not deny that there are giants to face. Nu neg că sunt uriași care trebuie înfruntați. I do not deny that there is pain, difficulties and sickness. Nu neg faptul că este durere, dificultăți și boală. My friends, all of those things are there. Prietenii mei, toate aceste lucruri există. But the fact remains that the word of God, dar ideea este cuvântul lui Dumnezeu, when it is trusted, când ai crezi în el, it can supersede those things. Poate să depășească toate aceste lucruri. And bring you above those things. Și să te ridice deasupra lor. Now God wants us to trust him. Acum Dumnezeu vrea să ne credem în el. In the face of the difficulty. În fața dificultăților. In the face of impossible circumstances. În fața circumstanțelor imposibile. And impossible situations. Și a situațiilor imposibile. He is honored. When we lift up our sights in expectation. Now let me give you some promises. Să vă dau câteva promisiuni. To lift your sights up tonight, today. Ca să vă ridicați ochii spre el astăzi. There are just some. Sunt doar câteva. Of the many. Din multe. There are many more. Și sunt multe altele. Healing. Vindecare. I am the Lord who heals you. Eu sunt Dumnezeu care te vindecă. I will take sickness away from the midst of you. Eu voi îndepărta boala din mijlocul tău. Bless the Lord, O my soul, and all that's within me. Bless His holy name. Binecuvintează sufletul pe Domnul și tot ce e în mine să binecuvinteze. And do not forget His benefits. Și nu uita binecuvintele. Who forgives all your iniquities. El îți iartă toate păcatele. Who heals all your diseases. Și îți vindecă toate bolile. Is anyone amongst you sick? Dacă este cineva dintre voi bolnav, let him call the elders of the church and let them pray over him. Să cheme prezbiterii bisericii și ei să se roage peste el. Anointing him in the name of the Lord. Și să-l ungă în numele Domnului. And the prayer of faith will heal the sick. Și rugăciunea în credință va vindeca bolnavul. And the Lord will raise him up. Și Domnul îl va ridica. About peace. Despre pace. It says, I will keep him in perfect peace. Spune că eu îl voi ține într-o pace perfectă. Whose mind is stayed on me. Celea cărui minte e centrată pe mine. Because he trusts me. Pentru că el se încrede în mine. Be anxious for nothing. Nu vă temeți de nimic. Do not worry about anything. Nu vă îngrijorați de nimic. But in everything by supplication and prayer, let your request be made known to God. Și în toate aduceți cererile voastre la cunoștința lui Dumnezeu prin rugăciune. And the peace of God, și pacea lui Dumnezeu, that passes all understanding, care întrece orice pricepere, will guard your heart and your mind, și mințile, in Christ Jesus. În Iisus Hristos. About your children, despre copiii voștri, all your children shall be taught by the Lord. Toți copiii voștri vor fi învățați de Domnul. And great shall be the peace of your children. Și mare va fi pacea copiilor tăi. Your children will be like olive plants. Și copiii tăi vor fi ca mlădițele de măslin. Around about your table. În jurul mesei tale. About protection. Despre protecție. He says he will give his angels charge over you. El spune că va da comenzi îngerilor săi. To keep you in all your ways. Ca să te țină, să te păzească în toate căile tale. Many are the afflictions of the righteous. Multe sunt necazurile celui neprihănit. But the Lord delivers them out of them all. Dar Dumnezeu îl scoate din ele, din toate. El izbăvește. About guidance. Despre călăuzire. I will instruct you and teach you. Te voi învăța. In the way you should go. În calea pe care trebuie să mergi. I will guide you. Te voi călăuzi. With my own eye, not your eyes. Cu ochiul meu, nu cu ochii tăi. And his eye is everywhere. Și ochiul e peste tot. He sees what you do not see. El vede ceea ce tu nu vezi. He knows the hearts of other men that you do not see. El cunoaște inimile altor oameni pe care tu nu le poți vedea. He knows the thoughts of other people and what they intend for you that you do not see. El cunoaște gândurile și intențiile altor oameni pe care tu nu le poți vedea. With my own eye, ochiul meu, te voi călăuzi. When he, the Spirit of truth, has come, când El, Duhul adevărului, a venit, he will guide you in all truth. Vă va călăuzi în tot adevărul. He will not speak on his own authority. Nu va vorbi de la El însuși. But he will show you things to come. Ci vă va arăta lucrurile care what he hears,
ceea ce el aude. Those are the things that he is going to speak to you about. Acelea sunt lucrurile despre care vă va vorbi. And then finally about impossible situations. Și în final despre situații imposibile. It says, "Oh Lord God, behold." Doamne, privește. You made the heavens and the earth by your great power and outstretched arm. Tu ai făcut cerurile și pământul prin marea ta putere și brațul tău întins. Nothing. Nimic. Nothing. Nimic. Is too difficult for you. Nu e prea dificil pentru tine. With God, all things are possible. Cu Dumnezeu toate lucrurile sunt posibile. And all things are possible. Și toate lucrurile sunt posibile. Him who believes. Celui ce crede. You believe this, church? Credeți asta, biserică? Hallelujah. You believe all of this? Credeți toate acestea? Amin. Stai. Ridicați-vă.